Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit la Zodia Taur. Cei născuți în Taur sau aveți ascendentul în această zodie, pentru voi este această etalare pentru luna ianuarie. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru Taur, această carte s-a întors. Îmi vorbește despre străinătate. Fie o persoană a plecat din viața dumneavoastră, nu mai știți de mult de această persoană, este vorba aici de luni de zile, dacă nu ani. Sau vă gândiți la străinătate, să plecați în străinătate la o persoană care se află acolo, sau această lună ianuarie are legătură pur și simplu cu străinătatea pentru voi, dragii mei Tauri, nu pentru toți Taurii, dar pentru o parte din dumneavoastră. Haideți să vedem ce altceva mai putem afla. Ca și cum ați coresponda cu cineva din străinătate sau cu cineva care a plecat din viața dumneavoastră, sau vă doriți lucrul acesta, sau așteptați vești de la această persoană, sau vă doriți să plecați, așa cum v-am zis, în străinătate, sau vă aflați acolo și așteptați vești de la o altă persoană care nu este alături de voi, de o persoană cu care nu ați mai vorbit de mult timp. Haideți să vedem ce altceva mai putem afla. Sunteți extrem de triști, oarecum vă văd triști, dar veți trece peste această tristețe cu brio. Veți avea momente luna ianuarie în care treceți din această negură. Vă este bine, veți avea zile bune, dar iar vă izolați. Vă izolați pentru că probabil că nu aveți încredere în ceilalți, nu știu, există conceptul acesta de oarecum de izolare a dumneavoastră față de restul. A restul oamenilor și așa mai departe, față de prieteni, de colegi, de familie, dar veți avea o reușită. Această reușită poate să aibă legătură cu acte, cu guvernul, de exemplu, ceva din punct de vedere profesional, o reușită la serviciu, aveți reușită, recunoașterea unei diplome, etc. Există cineva, așa cum v-am zis, de la depărtare, care nu vorbește cu voi, se află într-un moment din nou de non-colaborare, de liniște totală, pentru că această persoană văd că a făcut această alegere de a pleca, de a se elibera, de a fi singur sau singură. Persoana aceasta este singură. Probabil această alegere și această liniște vă va duce pe voi iar într-o stare de izolare. Într-adevăr, dacă e vorba despre o relație sentimentală, această persoană se gândește că sunteți suflete pereche. Voi veți vrea și vă doriți ca el sau ea să se reîntoarcă în viața dumneavoastră, sau poate fi reîntoarcerea în străinătate. Dacă ați plecat de acolo, vă veți reîntoarce. Da? Sau dacă sunteți în străinătate, vă veți reîntoarce de unde ați plecat. Nu știu, există o reîntoarcere a dumneavoastră. Eu consider că este mai mult reîntoarcerea persoanei acesteia care a luat decizia sau va lua decizia în ianuarie din nou să plece de lângă voi, lucru care vă va aduce o tristețe foarte mare. Simt, îmi pare rău că vă spun, că această persoană va pleca din nou din viața dumneavoastră. Această persoană are pe altcineva. Există anumiți oameni sau o anumită persoană care se împotrivește unei schimbări, unei reîntoarceri. Nu știu despre ce este vorba. O persoană care se împotrivește acestei alegeri. O durere profundă, fie acestui bărbat, fie pentru un bărbat anume, o durere extraordinară. Însă alegerea pe care
consider că această energie masculină o să o facă, sau voi, dacă sunteți femeie, veți lua o decizie în legătură cu acest bărbat, această decizie vă va deschide noi oportunități, vă va aduce o altă șansă, un alt drum în viață, dar atenție, căci veți da curs unor informații, dumneavoastră parcă veți veți distribui niște informații care vor lua prin surprindere această persoană de aici. Ori îi spuneți ceva, îi comunicați ceva, dar e ca și cum parcă dumneavoastră veți găsi o soluție sau acest bărbat va găsi o soluție. În orice caz, simt că dacă este vorba despre un bărbat, această persoană are un adversar și adversarul acesta este persoana care stă între voi doi în acest moment. Haideți să vedem totuși de ce voi vă veți izola de ceilalți, de ce voi, poate de, nu de apărat de ceilalți, dar de, ce, de această persoană. Ce este cu această izolare aici pentru Taur? Izolarea este legată de o persoană care poate fi în Capricorn, Fecioară, Taur, Balanță, Rac, Scorpion sau Pești. Puteți fi voi, dar voi sunteți aceștia care sunteți izolați de această persoană și un nou început cu persoana respectivă. Nu vă doriți. Ca și cum persoana aceasta s-a reîntors sau se va reîntoarce în viața dumneavoastră, dar nu mai vreți. Nu mai vreți. Și atunci vă izolați, plecați, nu mai discutați cu această persoană. Căutați dezvoltarea proprie, personală, o evoluție interioară voi. Haideți să vedem, și cred că în momentul în care voi spuneți nu ofertei acestei persoane, persoana aceasta va pleca din viața voastră. De ce îi spuneți nu? Pentru că îi veți explica anumite lucruri care vor aduce la iveală, care vor va scoate la iveală un adevăr extraordinar. Și adevărul este că nu a făcut decât să scoată minciuni persoana aceasta la care vă gândiți, să scoată minciuni sau să vă trădeze. Pentru că există un adversar aici. Iar voi îi veți spune despre dezamăgirea pe care ați simțit-o. Nu o să mai stați să ascundeți această dezamăgire. Veți șoca persoana aceasta. Da? Veți arunca o informație în aer care va șoca această persoană. Și el sau ea de aici, eu cred că este o energie masculină, va decide să pună capăt, de fapt nici nu va mai vorbi, că n-are ce să vă explice, pentru că voi veți ști, ce, adică știți adevărul, o să îl expuneți și pus în fața acestui adevăr sau pus în fața acestui adevăr, nu o să fac altceva decât să se izoleze de voi. Exact, o să se izoleze și o să manifeste în continuare, de fapt ceea ce are în viață. S-ar putea să aibă o căsătorie sau să rămână acolo, pentru că nu renunță la ceva material dintr-o căsătorie, nu știu despre ce este vorba, dar va face această alegere, da? Haideți să vedem acest adversar de aici, să clarific un pic această carte. Adversarul acesta care apare este din familia, fie a dumneavoastră, fie a persoanei respective, care vine, de fapt, adversarul acesta din familie sau este o cunoștință comună a voastră și a acestei persoane, dar cunoștința aceasta ea sau el vine în viața persoanei la care voi vă gândiți și această persoană dă curs acestei chemări. Deși această persoană la care voi vă gândiți mi-apare căsătorită. Lucru care vă dă vouă o oarecare tristețe, pentru că știți că ați depus niște eforturi într-o direcție care pentru o persoană care nu merita, da?
vă oferă această tristețe extraordinar de mare, dar veți alege să plecați, să întoarceți spatele și să vă temperați sentimentele pentru această persoană. Voi veți alege, uitați-vă aici, veți alege să întoarceți spatele, să plecați, vedeți, uitați cum plecați, vă detașați emoțional și vă veți echilibra. În momentul în care vă veți detașa emoțional, vă veți vindeca de această persoană, vă veți echilibra. Da? Vă iese foarte frumos, dragii mei, tauri. Eu sper să fi aflat elemente interesante. Mai vreau doar să clarific un pic despre ce este vorba cu această carte care îmi vorbește despre străinătate sau, așa cum am spus, o persoană din străinătate sau o persoană de alte origini sau pur și simplu este o persoană brunețică, tenul alb sau care are ochii albaștri, o energie masculină. E vorba despre serviciu. Parcă veți colabora cu această persoană la serviciu, o așteptați, așteptați un nou început, vă este teamă că nu veți primi o ofertă de serviciu din străinătate de la această persoană. Asta văd, asta vă spun, da? Sau o ofertă, cum să vă zic, o ofertă de a vă întâlni cu el sau ea. Da, eu văd o energie masculină. Deci o ofertă din partea unei energii masculine și vă este teamă. Teamă că nu primiți această ofertă, teamă. Da, o ofertă de dragoste, o ofertă de job, de asemenea. Sau pur și simplu o, nu neapărat o ofertă, dar pur și simplu poate fi vorba despre o iertare a acestei persoane care ar trebui să aibă loc și nu va avea loc. Dragii mei, aceasta este talarea pentru voi. Mulțumesc din suflet, vă doresc un an nou minunat și numai bine. La revedere, dragii mei!